și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Astăzi v-am pregătit un alt fel de video. Și probabil că, dacă sunteți abonați deja la canalul meu, vă întrebați ce e cu video-ul ăsta. Și pe de altă parte, dacă nu mă cunoașteți și dacă ați intrat prima dată pe clipul ăsta, vă întrebați de ce sunt atât de machiată. Ei bine, ca să vă explic așa, pe scurt, am ales să fac video-ul ăsta deoarece rezonez foarte mult cu subiectul și deoarece vreau să abordez și alte teme pe canalul meu în afară de make-up, pentru că în prezent fac review-uri, tutoriale și alte chestii despre make-up și beauty. Însă vreau să-mi extindă area de lucru, ca să zic așa, și vreau să vorbim și despre alte subiecte cu care am avut tangență sau am tangență, așa că am ales astăzi să vă vorbesc despre viața la cămin și mai ales despre ce trebuie să știți înainte să faceți această alegere de asta la cămin. Bun, nu știu dacă se observă, însă cine știe și cei care mă cunosc știu că eu stau la cămin de 2 ani. În primul an am stat la un cămin privat, iar anul trecut am stat la un cămin de stat în București. În fine, puțin contează care cămin, puțin contează lucrurile de genul ăsta și detaliile acestea, deoarece vă voi vorbi în general despre câteva tips and tricks-uri plus ce trebuie să faceți și ce trebuie să nu faceți când stați la cămin. Bun. Bineînțeles, mă gândesc că prima dată când cineva se gândește la asta în cămin, se gândește la asta cu cineva și majoritatea persoanelor care nu vor să stea la cămin, nu vor să stea la cămin pentru că nu vor să își împartă spațiul cu alte persoane, respectiv 1, 2, 3, 4, 5, 10 în cauzul liceelor militare și așa mai departe. Da. Nu pot să zic că poate să fie plăcut, decât dacă alegi tu să stai în camera de cămin cu un prieten, două prieteni, cinci prieteni și așa mai departe. În cazul acela, da, s-ar putea să fie o conviețuire plăcută, însă nici atunci nu este garantat, deoarece am auzit foarte, foarte multe cazuri în care prietene sau prieteni care erau foarte buni și au decis să stea împreună, s-au certat groaznic, deoarece efectiv nu rezonau în ceea ce presupune statul împreună. În fine, nu despre asta este vorba. Ideea este că dacă vei sta la cămin, în 99% din cazuri vei avea coleg de cameră. Ceea ce înseamnă că cum dezvolți relația aia cu colegul de cameră, cam cu aia rămâi. Adică dacă te hate-uiești din prima, aia o să fie. Și ce mai probabil va trebui să te muți, pentru că n-ai cum să stai nici 24 din 24, da? De acolo, n-ai cum să stai cu o persoană pe care nu o suporți efectiv. Așa. Bun. Până atunci, oricum, în cazul ăsta bănuiesc că sunt destul de nasol să stai dacă mi-e. Însă, nu este chiar așa. Și o să vă vorbesc în primul rând despre această relație de conviețuire și cum o poți întreține astfel încât să nu se transforme într-una dezastruoasă. Și în primul rând, dacă vrei să stai la cămin, trebuie să știi că nu mai poți da muzica la maxim când vrei tu, nu mai poți sta până târziu și făcând gălăgie și etc. până când vrei tu. De asemenea, dacă te trezești dimineața sau dacă te culci seara, trebuie să te miști. Ce se mișcă începe? Nu știu. Să nu te audă. Adică, nu trântești chestii, nu dai muzica la maxim. Chestii de bun simț. Lucruri de bun simț pe care să le faci încât să nu-ți deranjezi colegul. De asemenea, este de așteptat ca și colegul tău să facă la fel. Dacă nu, good luck with that. O a doua problemă cu care cred că se confundă oamenii care nu vor să stea în cămin, sau de fapt un al doilea motiv pentru care cred că ei nu vor să stea, este legat de condițiile care sunt în cămine. Sunt cămine și cămine, bineînțeles. De aceea există și căminele private, unde ai opțiunea și să stai singura, e cu tot o altă discuție, însă sunt și căminele private în care poți să stai cu altă persoană în cameră. Bun, dar era vorba despre cămine de stat, în care condițiile nu sunt întotdeauna ca acasă, adică e logic. Și asta poate rezulta în a avea gândaci, în a avea mucegai, în a avea igrasie, în a avea
toalete nu foarte curate tot timpul, plus multe altele. Ei bine, sfatul meu, înainte să îți depui cererea pentru cazare la cămin sau înainte de a te muta propriu-zis, este să mergi să vorbești cu administratorul sau să vorbești cu cineva, să-ți deschidă o cameră, să vezi camera sau măcar să vezi condițiile, încât să te gândești dacă vrei sau nu să stai la cămin, nu după aia să ajungă opțiunea ta finală pentru că nu ți-ai găsit altă cazare și să trebuiască să suporți condițiile. Ei bine, sunt cămine și cămine. Sunt unele chiar care arată super ok și sunt unele care arată groaznic, în care nu aș putea să stau nici eu. Eu personal sunt mulțumită de căminul la care stau. Condițiile nu sunt extraordinare, dar nu sunt nici deplorabile. Așa. Însă, ideea este că atunci când stai la cămin, nu ai căldură când vrei tu. Ai căldură de când începe să bage căldură, ca în școli. Nu aveai căldură din septembrie, aveai căldură de prin, nu știu, octombrie, noiembrie, în funcție de unde era școala și în funcție de cum se hotărau cei de la primărie sau de la școală să pornească centrală. Da. De asemenea, nu ai aer condiționat. Și în București, fără aer condiționat, mori. Va trebui să-ți iei un ventilator. Pe lângă asta, legat de toalete. Ei bine, pot să fie toalete mai curate sau mai puțin curate. Însă, chiar dacă toaletele sunt curate, sunt sigură că ți se va întâmpla să mergi la baie și să vezi fix ceea ce nu îți dorești să vezi. Nu voi intra în detalii, pentru că deja cred că vă imaginați despre ce vorbesc. Ei bine, în cazul ăla, tu trebuie să faci un singur lucru. Să nu faci ca persoana care a făcut chestia care te deranja pe tine. Pentru că vei trăi într-o comunitate, chiar dacă nu vei interacționa cu toți membrii din cămin. Dar trebuie să ai tu simțul decenței dacă cei din jurul tău nu îl au. Și în această situație cu toaletele, este o situație delicată, ca să zic așa, însă, bineînțeles, depinde dacă ai chiuvetă în cameră sau dacă nu ai chiuvetă în cameră. Dacă nu ai chiuvetă în cameră, va trebui să te cari la baie cu tot. Cu poți să pastă din spereță, din geluri de spălare, gel de duș, șampon, etc. Dacă ai baie în cameră, problema este aproape rezolvată, pentru că îmbarzi doar cu colegul de cameră. Dacă ai baie pe hol, la fel, problema se complică. Ce fac eu ca să nu mă duc cu brațul așa de chestii până la baie? Eu am un coșuleț. Nu știu dacă e coșuleț, însă sugerez ați lua un coșuleț, mai ales dacă ești fat și ai foarte multe chestii, ați lua un coșuleț în care să-ți pui toate produsele de baie și când mergi la duș, mergi cu coșulețul din care se scurge apa foarte, foarte simplu. Legat de spațiu. De obicei, alt motiv pentru care oamenii nu vor să stea la cămin, pentru că le este violată intimitatea. Da, nu suportă să-și împartă spațiul cu altcineva. Da, este greu, mai ales pentru mine care am o grămadă de lucruri. Este foarte greu să stau într-o cameră cu încă 3 persoane și să-mi împart spațiul. Ceea ce înseamnă că primești un dulap, o pieră și un pat, cam atât. Și puțin spațiu pe lângă. Și tu acolo va trebui să-ți pui de toate. Sfatul meu în aceste cazuri este să vă luați diverse dulăpioare mici de plastic, containere, cât mai multe din acestea pentru depozitat. De asemenea, un suport sau un fel de raft cu sertare, nu știu dacă are sens ce zic, o să vă inserez aici niște poze cu produsele la care mă refer. Va ajuta foarte, 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 foarte mult. Bun. Și chiar dacă ții acele dulăpioare, tot va fi un spațiu comun. Și va exista mereu problema curățenii, pentru că totuși în cameră trebuie să facă curățenie. Depinde cum hotărâți, odată zilnic, nu face nimeni zilnic, zilnic, săptămânal, bla 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 bla, în fine. Există mai multe sisteme, fie faceți împreună, fie faceți cu rând, o săptămână, o săptămână, altul, fie, nu știu, nu văd altă posibilitate. Ideea este că dacă nu v-ați ajutat mama la treabă în timpul liceului sau în general, poate că nu e o idee atât de bună să stați la cămin, deoarece presupune într-un fel o responsabilitate mai mare. Deoarece ai pe lângă, spre exemplu, dacă ai stat la cu chirie sau în gazdă, atunci ai fi doar tu cu tine. Ei, în momentul în care stai la cămin, mai ai responsabilitatea de a nu deranja pe celălalt. Și în momentul ăla, chiar dacă camera
nu arată ok și e dezordin total sau jeg. Va trebui să faci curat, pentru că nu va fi doar... Nu vei fi doar tu care vei sta acolo, pe când, să zicem că într-un apartament, dacă ai stat-o cu tine, n-ai chef azi, n-ai chef mâine, n-ai chef poimâine, stai tu în jegul tău. Dar nu vrea nimeni să stea în jegul tău, știi? Și da, va trebui să-ți faci timp să faci curat. Dai cu mătura, dai cu mopul, de asemenea, cumpărat mop, cumpărat mătura. Și tot, nu știu dacă e legat de asta sau e așa ca o paranteză, vei avea nevoie de un uscător de rufe. Și în această privință, sunt cămine care au spălătorie, mașină de spălat, și sunt cămine care nu au. Și căminile care nu au, se practică situația în care o persoană din cămin are mașină de spălat și 5 lei spălarea, cu detergent sau fără, 7 lei cu detergent, știi? La modul ăsta. Sfatul meu este, de asemenea, să te interesezi cum se procedează în căminul în care vrei să stai dinainte. În cazul în care există spălătorie și există mașini comune, să știi că există un program. Adică nu bagi tu când ți se, ca să zic, scoală, ție să bagi la spălat. Nu, va exista un program și, de asemenea, trebuie să îl respecti și să nu încurci celelalte persoane care vor să spele după tine. Adică dacă, spre exemplu, la noi, la cămin, este regula ca o spălare să dureze o oră. Deci fiecare are dreptul la o oră de spălat. Nu-ți pui la program de 3 ore, știi? Că... Așa. Legat de mâncare. Dacă nu știați, dacă vreți să stați la cămin, ori vă va trimite mama voastră pachet, ori veți mânca la cantină, ori veți face foamea, ori vă veți găti. Toate dintre aceste posibilități vine cu diverse, cum să zic așa, diverse dezavantaje. Prima, pachet cu mama. Ok, bun, mâncarea se strică, dar primești pachet, trebuie să depozitezi acea mâncare. Ceea ce înseamnă că vei avea nevoie de frigider. Bun, unde îți pui dita mai frigiderul? În cameră, probabil, te gândești. Nu, sunt fie frigiderele mici, fie frigider. Acolo, de obicei, se folosește regula raftului, fiecare cu raftul lui. Da. Însă, dacă stai în cămin, primul meu sfat ar fi să intri și să cauți pe Facebook grupurile căminului. Sunt mai multe în funcție de cămin sau poate să fie doar unul. Cauți acele grupuri și o să vezi că la începutul fiecărui an sau la sfârșitul anului universitar, vei vedea că toată lumea vinde, cumpără. Și mulți vând frigidere, unele în condiții foarte bune, cuptoare cu microunde, plite, uscătoare de rufe și așa mai departe. Ei bine, acolo vei putea cumpăra niște produse mult mai ieftin. Bineînțeles, dacă vrei, poți să le cumperi noi nuțe de pe mag, de unde dorești. Așa, deci, în primul rând, vei avea nevoie de acel frigider pentru opțiunea cu mama gătește și într-unite pachete. Da. Dacă mănânci la cantină, e super ok. Problemele tale sunt cam rezolvate, doar că nu știu dacă cantina va funcționa în weekend. Dacă vrei să îți gătești pe altă parte, și aici e puțin complicat, pentru că eu personal nu aș fi de acord cu o persoană care ar găti în cameră, deoarece am un raft, un suport de haine și bineînțeles că mi-ar împuți acele haine. Aici există variante. Camera mea are balcon. Să zicem că iarna nu se merge să gătești pe balcon. Însă, majoritatea căminilor au bucătărie, unde, de asemenea, se aplică regulile de la baie. Trebuie să lași curat în urma ta. Dar, dacă căminul domnului are bucătărie, la alte cămine se practică gătitul pe hol. Acolo, cel mai probabil, adică, eu una nu m-aș duce să-mi pun plita, sau aragazul, sau whatever, pe jos, pe hol, pe unde trece lumea cu șlapii de la baie. Așa că aș recomanda să aveți o măsuță piantă. Sau o măsuță, sau un scaun. Depinde. Așa, am menționat cuvântul plită. Da, există plite. O să inserez o imagine. Există plite cu un singur ochi, cu doi ochi. Cu două ochiuri și așa mai departe. Sau mai există acele cuptoare electrice, care arată efectiv ca un cuptor cu microunde, dar e cuptor la care poți să și încălzești și poți să și gătești. Unul dintre acelea mi se pare foarte practic, pentru că poți să și gătești ceva fără să faci un miros incendiar pe care l-ai face probabil dacă ai face ceva în tigaie.
Și de asemenea poți să și încălzești ca la un cuptor cu microunde normal. Am văzut și de acelea vândute de studenți pe grupuri. De asemenea găsiți și plitele tot la studenți. În concluzie, dacă vrei să stai la cămin, va trebui să fii mai responsabil. Și pe lângă responsabilitatea asta, o să vezi că vin și lucruri mișto, pentru că în cămin se întâmplă multe. Și dacă nu ai prieteni și nu ți-ai făcut prieteni la facultate sau vrei să-ți faci mai așa prieteni la facultate, sfatul meu ar fi să încerci să stai la cămin. Pentru că viața poate fi mai interesantă, poți să faci mai ușor prieteni, participi la diverse activități și așa mai departe și s-ar putea să-ți placă. Cât despre căminele private, ei bine, de asemenea, recomand să mergeți să vedeți camerele respective, recomand să intrați în legătură cu studenți care au mai stat la căminele acelea și neapărat cu studenți care reprezintă căminele, pentru că o să vedeți că unii au anumite responsabilități în cadrul acelui cămin, ci cu studenți detașați și obiectivi, ca să spun așa, pentru că nu toate sunt mereu atât de roz precum pare în acea reclamă și trebuie să vedeți dacă este ceea ce vă doriți, deoarece sunt cămine private care au niște reguli foarte, foarte, foarte stricte, precum este cel la care am stat eu, nu o să-i dau nume, și efectiv nu puteai să primești pe nimeni după ora 11, deci dacă aveai musafir, trebuiau să stea până la ora 11, dacă nu achitai, mi se pare că 50 de euro pe noapte. În cazul în care plăteam peste 200 de euro pentru o cameră care arăta ca cât o, care avea dimensiunea unei bucătării. Bucătării de bloc, bucătării mică. Da. Ceea ce nu mi se pare ok. Chiar nu mi se pare ok deloc. De asemenea, există fel și fel de reguli. Citiți-le, studiați, interesați-vă înainte să semnați un astfel de... pe lângă acele dulăpioare despre care v-am vorbit, niște masturi așa, adică niște chestii pe care trebuie să le aveți neapărat dacă stați la cămin, sunt următoarele. Așa ceva. Nu știu cum se numește exact. Cum se numește? În fine, eu îi zic așa, de aia de pus pe ochi când dormi, da? Deci, o chestiune de genul ăsta. Pentru a nu vă obliga sau pentru a nu exista conversații neplăcute cu colegul de cameră că eu dorm și eu vreau să dorm și tu stai cu lumina prinsă. Așa ceva o să te ajute. La început o să vă fie mai greu să vă obișnuiți cu ea, dar după aia o să puteți dormi perfect ca. După care, dopă de urechi dacă sunteți sensibili la zgomote. Eu una nu sunt și nu am avut nevoie. Apoi, un uscător de rufe. Și pe acesta îl puteți găsi la diverse deal-uri, la diverse oferte pe grupurile căminelor. Și bineînțeles, pe lângă aceste lucruri, farfurii, linguri, tacâmuri, orice fel de oală sau tigaie care ți se pare necesară, plita, după cum v-am spus, cu microunde dacă considerați necesar, în fine, asta în funcție de nevoile fiecăruia. Eu personal am doar un frigider, o plită și un sandwich maker. Da, și un sandwich maker. Însă, dacă stați la cămin, în funcție de căminul la care stați, trebuie să vă așteptați să faceți niște cheltuieli în sensul în care să vă cumpărați niște lucruri, cum ar fi un scaun, nu știu, uscător de rufe și ceea ce am mai zis. Bun, cam acesta a fost videoul, sper că v-a plăcut și mai mult decât atât, sper că v-a fost cât de cât util și sper că v-ați făcut o idee despre ceea ce înseamnă așa, din punct de vedere logistic, viața la cămin. Dacă v-a plăcut, v-aș fi recunoscătoare dacă ați aprecia acest clip dând un like și dacă vă plac și alte clipuri de pe canalul meu, vă invit să vă abonați la acesta. Și dacă vreți să abordez alte teme, lăsați-mi în comentarii care sunt acelea. Iar dacă nu, în altă ordine de idei, noi ne vom revedea data viitoare cu un nou video. V-am pupat, pa!